Am văzut că se discută mult că Gabriela ar putea fi însărcinată. Aceasta este poza despre care se vorbește. Într-adevăr, că postările ei din ultima vreme au fost cu foarte multe cu copilași, cu bebeluși, și probabil de aceea toată lumea se duce cu gândul acolo. Recunosc că și eu m-am gândit că. De obicei, postările acestea uh, exprimă și starea, trăirile pe care le au, uh, nu le postează chiar la întâmplare. M-am gândit că ar putea fi cu mesaj, însă până când ea nu confirmă, noi nu avem cum să spunem dacă este adevărat sau nu. A fost la o petrecere cu prietenele ei, am văzut din postări și au ciocnit un pahar de șampanie și văd că paharul din dreapta are în el apă, deci cineva acolo nu a consumat alcool, așa că ar putea fi Gabriela cea care a consumat apă, din ce motiv așteptăm să ne spună ea. Oricum ar sta lucrurile, pentru ea cu siguranță va fi bine, pentru că eu o văd o fată puternică, o fată educată, o fată ambițioasă și inteligentă. Și cu siguranță în viață îi va fi doar bine, pentru că știe să lupte și ne-a dovedit asta în competiție.